Da, ai primit flori? Da, îți plac? Da, sunt frumoase. Mulțumesc. Wow, da. Deci dacă o să câștig eu și o să o găsesc pe Alexandra, o să primească Alexandra o flecmă între ochi de la mine. Aici este living-ul nostru. 9, 10, cine nu-i gata, le-a clopata! Mă, dar ce faci? Ha? Ce faci? Ce fac? Îmi strâng lucrurile, ce pot să fac? Se pare că tu ești nerăbdătoare să pleci! Da, se pare că nu pot să mi le mai strâng. De ce? Adică mi le strâng doar partea asta. De ce? Am uitat o chestie și nu trebuie să o arăt pe cameră. Ce e aia? Nu contează. Vibrator? Ce bună e, ai vibrator acolo, mă? Da, mă, da, asta aveam. Zi, mă! Da, mă, da, auzi? Auzi, da, ai primit da, flori? Da, îți plac? Da, sunt frumoase. Mulțumesc. Wow, dar cine ți le-a dat? E, trebuie să știi tu? Da. Lasă-mă. Zi, mă! Lasă-mă. Zi, mă, cine ți le-a dat? Nu mai știi, mă, tu. Ia uitați-vă, mă, ce buchet de flori a primit Adriana. Cu titlul ăsta de proprietate ce facem? Îl... pui sus, lasă-l, bagă-l în partea aia altă, că vedem noi unde trebuie să-l băgăm în alt. Trebuie să-l băgăm în alt. Bun. Ai da. Vibratorul? Ce? Scoți vibratorul? Nu. Hai, mă, că vrem să vedem vibratorul! Nu am mai niciun vibrator, mamă, câte boarfe! Mici! Știi cât o să dureze la mine să mă mut? Uite-te și tu câte boarfe mai am și am dus și în partea aia altă și mai am și în cameră la tine o grămadă. Așa și? Bine, du-te de aici, du-te. Zici, hai, nu, că eu vreau să faci acolo, ai vibrator? Arată să mă urtă dacă ai vibrator. Zi, mă! Nu arăt nimic. Zi! Băi, Adriana are, are vibrator acolo și nu vrea să vă arate. Nici o prostire tale. Nu-mi iau așa ceva. Și atunci ce? Că ești curioasă. Nu mai fi curioasă. Și cum, aia nu scoți de acolo? Ce? Aia. Bă, da, dar nu le scoți. Hai, că nu putea să fie atât de mic. Uite, vezi? Ce, vibratorul? Da. Uite, na. Vezi? Și scoate-le și pe alea. Na, le scoți și pe ăsta și pe ăsta, atât. Și ăla? Nu, ăsta nu pot. De ce? Ai tu ceva acolo, scuze. Normal că am. Ce? Ei. Zi și mie. Dar nu-i treaba ta. Zi, mă. Nu e treaba ta! Da, apropo, hai că bună dimineața, dragilor, noi ne pregătim. De fapt, Adriana se pregătește să se ducă, să ducă hăinuțele. Se pare că ea este foarte nerăbdătoare să mergem la casă să ne mutăm, dar ea nu știe că noi o să ne mutăm tocmai din iunie, de fapt știe. Nu știu. Da, ea tot... De fapt, ce crezi? Eu o să mă mut mai devreme. Cum adică? Adică mă duc și stau acolo. Tu de ce stai acolo? Tu de ce stau acolo? Păi da, nu merge așa! Păi da, de ce să nu meargă? Păi ce faci, nu ne mutăm toată odată? Păi ba da, dar eu mă duc să mai stau pe acolo. Adică gen... eu mai fac live-uri seara, dar nu are rost să mă mai întorc acasă. Uite la ea! Ce rost are să mă mai întorc acasă? Stau până la 12 noaptea pe live și după aia să mă întorc acasă? Da, dar oricum n-ai unde să dormi, că îți trebuie atâtea acolo. Ce? Îți trebuie atâtea, n-ai nimic, n-ai perne, n-ai lenjerii. De aici, perna de aici și pernuță de aici și gata, am terminat pulciu. Uite la ea. Păi da. Trebuie să venim, că trebuie să încep și eu să-mi iau să-mi duc pe mov. Așa. Și camera mea e mov. Și nu mai bine să... Să-mi bip acolo, știi, cu totul, să fie frumos. Ce tupe... Dar tu nu mi-ai zis de la cine ai primit flori. Dar nu zic. Deci tu nu vrei să ne spui ce ai în dulap. Nu vrei să ne spui nici ce... Sunt secretoasă. Bine, mă. Haide, pregătește-ți ăștia și hai să mergem. One hour later. Noi am ajuns și la casă. No? Da, am ajuns la casă și am vrut să trag și eu draperiile, dar nu prea pot. Da, pentru că nu le-am pus ca lumea, nu le-am pus cum trebuie draperiile. Oricum trebuie schimbate, trebuie luate altele noi, trebuie făcute din nou toate astea. Este mult de muncă. Să facem frumos, să facem locșoarea noastră frumos, 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 frumos. Yay! Ce, vreți să vă arătăm casa? Nu vă arătăm. Le facem tu rocații? Nu! Haide, mă. Nu, hai să le vorbim despre pariul pe care l-am făcut în mașină. Da, chiar. Deci, stăteam și vorbeam despre casă și a zis Alexandra că casa este destul de mare ca să poți să te ascunzi și să nu fii găsită. Și a zis că nu are cum să se ascundă ea de mine și să nu o găsesc eu. Și așa am făcut un pariu. Pe ce am făcut pariu, Alexandra?
că dacă câștig eu, ea editează vlogul de astăzi, dacă câștig găia, mă iubește... Nu, o să primească o flecmă între ochi, da? Deci dacă o să câștig eu și o să o găsesc pe Alexandra, o să primească Alexandra o flecmă între ochi de la mine. Pe cameră aici. Bun, încercăm să vă arătăm casa. Ideea este că noi am văzut foarte multe comentarii de la voi. Hai să mergem, ce facem? Arătăm? Hai. Păi termină de vorbit și după aia vorbim despre casă. Dar nu vreau că eu pot să vorbesc. Vorbim despre casă, bun. Vorbim despre ce e. Ideea este că noi am văzut foarte multe comentarii de la voi în legătură cu căsuța părintească. Dragilor, vreau să stați liniștiți și să nu vă mai faceți griji, pentru că noi căsuța părintească nu am vândut-o, nu o să o vindem vreodată, pentru că căsuța părintească o este... să rămână acolo pentru totdeauna. Până se dărâmă. Și a noastră o să fie. Și a noastră o să fie. Terenul, și casa, este. Tot. Da. Tot. Până se dărâmă. Dacă se dărâmă de la sine, n-avem ce să facem. Oricum, noi o să mai încercăm câteodată să mai facem câte ceva la ea. Dacă ne ajută, Doamne, Doamne, acum suntem și cu casa asta și cu... Mă rog, e mai complicat. Bun. Care era următoarea întrebare? Că eu am uitat. Următoarea întrebare, cât la sută ești de prostă? 0,0000000000001%. Ai și 1. Bine că se termină cu 1. Noi acum începem să vă facem turul casei, dar înainte de a începe, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne lăsați părerea în comentarii, să bușiți butonul ăla de like și să nu uitați că orice distribuiți mai departe. Părerea de-a voastră contează pentru noi și plus de asta, orice întrebare pe care voi o aveți, lăsați-ne în secțiunea de comentarii și noi vă vom răspunde în următoarele vloguri pe care urmează să le postăm aici pe canalul nostru de YouTube. Avem foarte multe idei pe care le putem face, având în vedere că acum avem și spațiu și casă și așa mai departe și avem tot felul de nebunii. O să le vedeți de-a lungul timpului aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă ne ajută, Doamne, 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 toate planurile ne sunt fix așa cum ne le-am propus și... Da, ne distrăm. Doamne ajută pe mai departe. Hai. Bine ați venit în casa noastră, dragilor, casa nouă și să începem cu intrarea care, bineînțeles, se face cu un dressing imens, care este din America. Suntem și în America. Asta e America? Los Angeles chiar, da. Asta este Los Angeles. Uite, da, steagul de la... Ha, vezi? Știu eu. Așa. Aici avem o baie de oaspeți, baia de la parter, care este cam un an, trebuie făcută curățenie ca lumea nea, că nu se prea ia acolo. Avem vopsele care au rămas de la când am văruit casa și așa mai departe și multe, multe chestii. O mini de bara, să zic așa. Aici avem camera de birou, care cică o să se facă o cameră specială pentru ceva. Poate luăm romantice cu cineva. Ce ai, mă, te strigați? Aici este o cameră de birou. După cum vedeți, și Beatrice a adus câteva jucării aici. Camera de birou. Ce se face la camera asta? Ce se face la camera asta? Oricum trebuie modificată. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le modificăm, să le schimbăm, să le întoarcem, să le... E mult de lucru. Aici este zona de cină, de dining, ca să zicem așa. Ideea este că aici aș fi vrut eu să schimb, să facem altfel, doar că Adriana nu mă lasă să iau masa de aici și să o mutăm în altă parte. Uite, eu vreau să o punem acolo, nu. Sau în bucătărie, nu. Sau oriunde în altă parte, că am nevoie de peretele ăsta. Nu. Pentru ce vreau eu să fac? Nu. Te rog. Nu. Lasă-mă. Nu, mergem mai departe. Da, și mergem mai departe. A, mai este și living-ul. Aici este living-ul nostru. Care la fel o să vină modificat, o să vină schimbat. Draperiile trebuie schimbate, păstea, becurile trebuie schimbate. Sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Gata, acum pot să intru, hai! Aici este locul meu unde o să-mi petrec eu cel mai mult timp, nu? Da, este locul unde o să-și petrec Adriana cel mai mult timp și unde o să primească Adriana cele mai multe farse. Farse? Farse! Ce vase? Vase! A, vase, am înțeles, farse. Nu, vase! Da, aici este locul Adrianei. Păi nu este... e frumos el, dar na. Și acum mergem în părțile cele mai interesante ale casei, că acum ați văzut doar parterul, doar o parte de la parter. Dar să vedeți interesante, ia veniți cu mine, haideți. Începem mai întâi cu prima cameră din stânga. Ca să iartăm prima cameră din stânga. Da? Care e cea mai interesantă din casă. Care îmi place mie cea mai mult. Ce nu numai mie. Toată lumea îi primește camera asta.
Veniți în coace, hai! Veniți, veniți, veniți! Nu vii? Vino! Vino, mă! Mă duc înapoi. Vino, mă! Vino! Nu! Obligă-mă dacă poți. Obligă-mă și dracu, ea asta e ruptă. Hă? Voleu! Ce? A căzut draperia. Asta, ghiciți acu' eu să fie camera. Ia, da, vină pe partea asta. Da, vină încoace. Acu' eu să fie camera, Alexandra. Da, ba... Lăsați voi în comentarii. Ia, ghiciți. Vină încoace. Vină încoace. Da-da! Acu' ei credeți că o să fie camera asta. Ia să spuneți. Lăsați-ți în secțiunea de comentarii acu' ei credeți că o să fie camera asta. Trebuie schimbate și perdele și multe lucruri sunt de făcut. Aici mai avem un dressing. Asta o să fie dressing-ul Beatrice. A, nu trebuia să zic. Aici o să fie dressing-ul cui? Nu, dressing-ul cuiva. Cine o să stea în camera asta? Ia ghiciți, cine o să stea în camera asta? E foarte greu de ghicit, adică e exagerat de greu. E cel mai greu de ghicit, da? Cine o să stea în camera asta. Mergem mai departe, veniți cu mine. Veniți, 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 veniți. Și mergem în prima cameră din partea asta. Ce credeți voi că este aici? Ce este aici? Haideți, spuneți repede în comentarii ce scrieți. Credeți. Scrieți! Scrieți că nu intru dacă nu scrieți. Scrie tu! Eu să scriu? Scrie! Ei să scrie! Păi ei, cu ei vorbesc, vorbesc, ce treaba mea cu tine? Da-da! Aici este baia. Baia. Și sunt niște chestii aici în cadă pe care Adriana trebuia să le spele. Am uitat să le spăl. Bine, n-am avut timp să le spăl. Bine, am avut timp, dar n-am avut chef. Bine, dar trebuia să le spăl oricum. Trebuia! Da. Și eu nu mă atindeam, că eu n-am umblat la bucătărie, voi să umblat la bucătărie. Aici este baia. Baia, prima baie din casă. Baia comună cu camera asta și camera aia. Aici, acum este camera asta. Hai să vedem. O ghiciți? Dar de ce v-ați crezut că răspunde cineva? O întrebare, Alexandra. O întrebare, că asta mă macină de atâta timp. De ce momentul în care bați la ușă, trebuie să ridici mâna și nu bați de jos? Zici mie. Cum adică? Eu stau în dilema asta de nu știu câte zile. Vreau să știu și eu. Deci, în momentul în care bați la ușă, tu ridici mâna și bați, nu? De ce nu poți să bați? De ce te chinui să mai ridici mâna și să bați când poți să bați de jos? Pentru că mai e aceeași înduranță. Adică, bă, da, e aceeași chestie. Hai, mă, că e aceeași chestie, ce ai? Probabil cred că o să răspundă cineva din coadă. Da, acu' este camera. Nu știu, să ne zică ei în secțiunea de comentarii care e faza, de ce ridicați mâna și bateți așa la ușă și nu bateți gen așa. E aceeași chestie. Da, mă rog, care, lăsați-mi în secțiunea de comentarii care e. Răspundeți-mă la dilema lui asta. Asta are un nume. Răspundeți, dragilor, la dilema lui Adriana, vă rog! Adriane! Răspundeți, dragilor, la dilema Adriane! Ești mulțumită? Da, bravo! Bun, acum este camera asta. Nu știu, ghicește. Ghici. Ghici tu. Nu, ei să ghicească. Ghiciți voi. Este camera lui... Scrieți repede în comentarii! Aceasta este camera lui mama. Înainte a stat un băiețel aici, în camera asta. Tocmai de asta este puțin cu albastru și așa mai departe. Dar noi vom modifica absolut tot de aici. O să-i vină patru mama aici. O să-i vină locul frumos. Are și șifonier mare. Ăsta deja a venit. Da, șifonier mare. Avem de modificat câteva modificări făcute și aici, și la Beatrice. Și acum mergem în următoarea cameră! Că ghiciți ce? Mă, dar eu unde stau? Că eu până acum am zis mama, am zis Beatrice și acum urmez eu sau tu? Tu. Eu? Da. Mergem în următoarea cameră, care este cea de acelea! Care este camera lui... Scrieți repede în comentarii. A cui este camera asta? Lăsați-ne în comentarii. Hai, deschide. Este camera! 1, 2, 3... Aici, da, știți, camera cu perdeaua cu pricina. Hainele merg aruncate, valiza pe aici.
Dar stați puțin, că asta nu este tot, dragilor, pentru că acum o să vedeți ceva foarte interesant, ca să vedeți cât de șmecheră este Adriana. Deci, pe lângă faptul că Beatrice are și dressing în camera ei, asta este super, mama nu are decât un dulap în camera ei și asta este super. Iau baie comună mama cu Adriana. Nu, mama cu Beatrice. Mama cu Beatrice au baie comună și acum mi s-a să veniți, veniți încoace, haideți, veniți, ia uitați-vă. Ușor, mă, demento, mă, că îmi strici lucrurile aici. Dar de ce-i băgat asta în dressing? Ce e aia? Asta, de la ăsta. Păi unde s-o bag? Dar trebuie bec aici. Păi da, îmi trebuie bec la dressing. Da, ăsta este dressing-ul Adrianei. Care este, eu v-aș arăta mai multe chestii aici, dar din păcate pentru Adriana nu și-a luat bec aici. Eu încerc să vă arăt așa, aici este dressing, este și aici destul de mare, și aici, 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 peste tot. Asta este dressing-ul Adrianei. Așa. Și mergem mai departe, ca să desteși mecheri Adriana. Deci dacă vine Adriana cu un bărbat aici și așa, nu deranjează nici pe mama, nici pe Beatrice, nici pe nimeni, pentru că ce? O doare la păsărică. Se trebuie ridică de pat după ce face dragoste și vine direct la baie. Trebuie să mai ducă pe hol, să-i fie frică, să uită stânga și dreapta. Dacă trece mama, dacă trece Beatrice, dacă trec eu, bine, că cu mine n-are treabă, că umblă dezbrăcată. Dar mă rog, înțelegeți voi ce zic. Ce are baia ei? Că ea e șmecheră și e figurantă. Și nu știu cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Dar ia să povestim cum s-a întâmplat de fapt. Și de ce a ajuns? Stai. De ce a ajuns camera asta a mea? Nu, stai că povestim, că este o problemă mare, că eu acum până acum v-am arătat tot ce are Adriana, ce are mama, ce are Beatrice, dar eu unde dorm? Dar nu ai zis că să facem biroul ăla de jos? Eu am zis pentru altceva. A, nu pentru tine? Nu! A, păi înseamnă că dormim amândouă în camera asta, nu? Ce ai, mă, și dormi cu căciul tău? Sau căcie? Nu, dormim noi două cu ei doi. Deci, nu știu, vedem cum... Nu merge așa! Bine, atunci tu te duci în pod, ia mai lasă-mă în pace! Te duci în pod și stai în pod. Ia mai adică lasă-mă în pace! Dar serios? Da! Mă trimiți în pod? Da, te duci în pod. Rușine! Ia, haideți-mă să vă arăt și podul! Ia, hai, arată-ne podul! Noi să vă arătăm și podul! Podul? Podul, da! Vă arătăm podul! Ia, veniți! Ia, hai! Că mă trimite Adriana în pod! Hai! Ia, hai, haideți, veniți, 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 veniți! Hai că venim, stai liniștită! Gata, o băgăm în pod pe Alexandru. Da, ce că aici o să fie a mea. Da. Cred că o să vedeți și voi, să vă povestesc eu. Nu intru atât de repede. Fiți atenți, care a fost faza. Când am hotărât să luăm casa asta, când a venit prima și prima oară ce am văzut-o și așa mai departe, ideea a fost, când am intrat aici, ideea a fost a mea, inițial, că zic, băi, Adriana să stea sus la mansardă și noi, eu, mama și Beatrice, jos, pentru că am vrut inițial ca Beatrice să fie mai aproape de mine. Dar Adriana a spus, zice, ce-ai făcut, mă? Cum adică? Eu nu mă duc să stau în pod! Nu a fost așa chestia. Nu, chestia a fost în felul următor, că tu ai zis că în momentul în care ai văzut casa, ai spus, Adriana, eu te văd pe tine aici. Și ai zis că, bana mea, de ce să mă vezi tu pe mine? Că vreau să te văd eu pe tine, nu? Da. Și a zis că ea nu vine în pod, Adriana, a zis că ea nu stă în pod și că să mă duc eu în pod. Și a zis că, bine mă, dacă tu mă duci, mă trimiți în pod, eu mă duc în pod. Pentru că ea se fraieriză la început, că ea ce a zis la început? Zice că ea n-a văzut, eu nu știu unde a umblat ea cu ochii, bine că adevărul e că, da, nu știu unde a umblat ea cu ochii, cred că era cu gândul la lungăcii, cred că era cu gândul la bani. Nu, eu cred că era cu gândul la vreun milion de euro, mă, la milionul ăla de euro pe care l-avea ascuns în dulap acasă. Da, mă. Da, apropo că asta avea ascuns, că am descoperit după aia, dar n-am vrut să vă zic, că vedeți că avea un milion de euro ascuns acolo în dulap și n-avea niciun vibrator. M-am înțelat, mă gândeam și eu că n-am fost un vibrator. Mă rog, ideea este că noi când am venit și am văzut casa, Adriana s-a fraierit că ea n-a văzut baia de la de sus. Stați să vedeți șmecherie aici, că ea de asta n-a vrut să vină aici. Ia, veniți în coace, hai. Și acela este... Ce este aici? Ia, uite, mă, trebuie să faci mai. Aici este căsuța mea, adică partea mea. Pentru că n-a vrut să o ia ea, ca să vedeți. Aici am dita mai dressing-ul, unul. Veniți în coace, că încă nu-i gata, veniți în coace. Aici, acelea,
este locul de dormit și locul de făcut multe prostii, pentru că, da, nu mă aude nimeni și pentru că sunt sigură și pentru că pot să fac ce vreau. Vezi, poate mă bocănești în cap, că ești de, bă... Vezi că eu sunt dedesubt. Știu! Poate mă bocănești în cap. Aici ești tu. Da. Da. Poate mă bocănești în cap. Haide, să vă arătăm. Aici urmează dressing-ul, pe care tot la fel o să-l fac în stil de dressing. Și că aici trebuia să fie normal o bucătărie, dar eu o să-l fac tip dressing la fel, nu o să fac când avem nevoie de bucătărie sus. O să facem din nou modificări, v-am zis că este mult de muncă la casă. Și după aia, ultima cameră din casă, de la baia mea. Asta este baia mea. Măcar tu ai mașină de spălat. Da. Și aici este ultima cameră unde trebuie la fel făcute modificări, avem de introdus mai multe chestii și aici. Oricum, mai sunt foarte mulți bani de băgat în casa asta, având în vedere la cât de mare este și la cât de multe sunt de făcut. Dar ce să facem? O să ne obișnuim și o să le facem încetul cu încetul pe toate până în iunie, după cum am zis, o să le facem. Bun. Cam asta este partea noastră de casă. Și asta este casa partea ta. Da. Asta este casa mea. Asta este casa ta, da. Adriana este are josul mine. Și Beatrice și mama mai sunt de cumpărat mobile, mai sunt de făcută mai multe chestii aici. Dar încetul cu încetul o să le facem. Și în vlogul viitor, pe care o să-l postăm sau în următoarele vloguri, o să le arătăm și de afară cum arată casa și grădina, exact, și curtea și tot. Casa are 220 de metri pătrați, utili. Și să ne lăsați părerea în comentarii dacă vă place cum arată, dacă vă place cum este amenajată, oricum o să vină mai multe modificări, că na, noi am făcut cât s-a putut inițial, noi cât se poate, de când am luat casă de vreo 2 săptămâni jumate, 3 cam așa, încă s-au făcut chiar foarte multe, dar încetul cu încetul, uite și prizele cât făcea, dar cu var le-a lăsat, trebuie făcute și prizele, trebuie făcute foarte multe chestii. Dar mă rog, hai să mergem jos. Vezi cum faci cu aia, cu pariu? Ce? Ha? Ce pariu? Pariu pe care l-am făcut în mașină, să nu uiți. Nu mă găsești. Nu te găsești? Nu, n-ai găsit. Bine, deci fii atentă. Ce? Mă duc acum jos. Așa. Dar nu că eu vreau să cobor un pic până jos și după aia dacă vrei. Păi da, după aia, mergem acum jos. Da. Eu o să stau jos, tu o să te duci să te ascunzi și după aia o să vin să te caut, să văd dacă o să te găsesc. Bine. Să vezi ce flec îmi dau între ochi. Bine. A few moments later. Hai, Alexandra, ai zis că te ascunzi. Ce da, faci acum? Da, păi hai, ieși afară. De ce se afară? Du-te afară. Păi de ce se afară? Ce afară, că m-a ascuns, vezi că nu mă găsești, fraie. Păi da, de ce mă scoți afară? Ca să mă poți mă ascund, ca să nu știi tu unde mă ascund eu. Păi eu am zis că e atât de mare casa, mă, bă, zis că poți să te ascunzi. Nu trebuie să știi tu unde mă ascund eu, poate eu vreau să mă ascund în altă parte. Hai că te chem eu, că mă chem? Număr până la 3? Pui și mâna la ochi? Da. A? Se aude dressing-ul de aici, înseamnă că s-a băgat în dressing. Voi ce credeți? Unde o să se ascundă? E gata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cine nu-i gata, le-a clopata! Gata? Cine nu-i gata, le-au clopata? E gata? Voi ce credeți, s-a ascuns? E gata? Nu zice nimic. Voi unde credeți că s-a ascuns? Eu cred că s-a ascuns în dressing-ul ăsta de aici, de la intrare. Cine nu-i gata, le-au clopata? Intrăm? 1, 2, 3 și intrăm. Alexandra! Alexandra! Cine nu-i gata, le-au clopata! Să știi că am auzit dressing-ul ăsta, știu că ești aici. Stai, să întorc camera. Alexandra! Alexandra! Nu e aici. Nici în partea asta? Aici. A, eu te-am găsit, uite, mă fraierii, și-a pus geaca aici, deci nu pot să cred. Te-am găsit! N-am găsit-o. Deci și-a ascuns, adică a pată, și-a ascuns geaca aici, deci nu pot să cred. Alexandra! Cine nu-i gata, le-au clopata! Alexandra! Aici n-are cum să fie.
Nu s-a fi băgat în frigider. Pe aici n-are cum, a zis că se ascunde doar în casă. Deci, practic, trebuie să fie pe la etaj. Hai, uite, și-a lăsat păpuce aici. Deci înseamnă că s-a băgat în frigider. Nu, nu s-a băgat în frigider. Congelator? Nici atât. Unde s-a ascuns, mă, asta? În dulapuri, pe aici n-are cum să încapă. Nu cred că încape. Înseamnă că s-a dus sus. Alexandra! Cine nu-i gata, le-au cu lopata! Alexandra! Unde s-a gâtul, măte? Unde s-a ascuns, frate? Eu nu știu cât de bine mă vedeți voi, dar eu m-am ascuns undeva unde sigur nu o să mă caute. Așteptăm să vedem, să vin. Nu știu unde mă caută acum. Am dat-o afară din casă. Nu mă aude. E pe la parter, cred. Nu știu ea cât caută. Nu vă zic nici vă unde sunt acum. Aici? Nu cred că e să fie pentru un dulap ăsta. Ha? Nu e? Ce nu e? Aici nu e. Alexandra! Baie, nu cred că s-a ascuns. S-a ascuns supat? Nu cred că s-a ascuns supat. Bă, spuneți-mi, bă, și mie unde s-a ascuns dementa asta, mă. Dressing aici la mine? S-a băgat în dressing? Nu e în dressing. Nu e în dressing. Boază de bine să se ascundă. Nu e, mă, nu e. Alexandra! Nu e, mă, nu e. Bă, dar nu e ca să poată să-l ascundă. Ia, mă duc în camera asta. Alexandra! De n-ai mă s-a ascuns aici pe perdea, nu e? Bă, unde s-a ascuns? Exact la ea, sunt sigur. Aici nu e? Aaaa! Te-am găsit, adică o fată, ți-am zis că te-ai găsit. Te fac câți ani? Te fac câți ani? Vine cu a! Vine cu a! Nu vin! Vine cu a! Nu vin! Ba da! Dar ce cauți în dressing la mine? Păi ai văzut că te-am găsit? Nu, normal că ai să mă ascund în altă parte. Dar nu mă interesează, te-am găsit să... Mai ai nicio șansă! Nu vine nicio șansă! Vine cu a! Trebuie să dau flegma! Vine cu a! Stai! Nu, de închide, nu închide lumina. Vine încoa, vine încoa. Stă la lumina aici. Să-ți trag flegma între ochi. Vine încoa. Vine încoa. Deci, vine, mută-te în fața mea. Aici, așa. Așa. Ia mâna. Ai găsit? Nu, nu, trebuie să stai liniștită. Nu, ăsta a fost pariu. Hai de vino! Nu! 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 Lina, asta a fost pariu, te-am găsit! Te-am găsit! Dar n-ai jucat cu ei! Ce n-am jucat cu ei? Eu pot să mă ascund aici, dar nu știam sigur
Nu mă interesează. Nu ca. E mișcată? Stai să se vadă frumos. Nu te mai mișca că trebuie să frumos să-i dă prietar meu pe cameră. Să vadă lumea că am văzut. Ți-ai găsit scuipată din gură. Închide gura. Ca să nu-ți intre în gură. Așa, stai liniștită să se vadă calm pe cameră. Deci uite-te acolo. Nu te uiți acolo, te uiți la mine, da? Ne uităm acolo. Nu trebuie să te feriști. Nu te mai feri pe cameră. E doar o flecmă. Normal, voi să mă ascund în altă parte. Ai văzut WC-ul de jos cum e? Ha? Mai căutat la WC-ul de jos? Care e WC-ul de jos? La WC-ul de mama. A, nu. A, unde? La WC-ul lui mama. Da, am intrat în baie. Ai intrat în baie, dar nu mai căutat. Nu. Ei, ce fraie că doar acolo voia să mă duc. La WC-ul de jos, că acolo sigur nu mă căutai. Hai să nu știi unde te mai căutăm? Te-am mai căutat acolo la baie jos. Ai, ce fraier am fost și acolo la unde avem vopselele și toate alea. Geaca, mi-ai găsit-o? Da, ți-am găsit geaca, ți-am găsit papuci. Eu de aici voiam să mă ascund. Ei, lasă! Ei, haide, pa! Am plecat, lăsați-ne. Mi-a luat și frumos mă fac. Și eu mi-am luat, cu toate că am câștigat pariul. Iar papuci, iar geaca. Dar trebuie să mă duc în scutere din valiză. Să luăm valiza înapoi acasă. Puci, stai și mă geacă. Și cam atât, nu? Da, bine, hai, pa. Cam atât pe ziua de astăzi. Da, dragilor, m-a găsit Adriana. M-am grăbit un pic cu ascunzătoarea, nu trebuia să mă ascund acolo, că mi-am dat seama că până la urmă, sigur mă va căuta acolo. Trebuia să mă fi uitat la... Înțelegi tu, acolo în baie de jos, acolo unde avem vopselile și toate alea. Dar oricum, whatever, nu mai contează, mai are relevanță. Și-a primit legma între ochi. Mi-a primit, dar și ce crezi, tu ți-ai primit-o, vada mea. Să știi, știi că n-ai jucat primit-o. Corect, să știi că o să mi-o iau înapoi. Să iei înapoi? Da. Ce? A? Ce? Asta. Da? Da. Da, și ideea este că dacă aveți întrebări sau dacă vă mai interesează câte ceva sau mai știu eu ce sau orice, orice, lăsați-ne în secțiunea de comentarii și noi vă vom răspunde în videoclipurile următoare. Și voiam să vă zic că Adriana este o capră. Nu mă ciufule, mă. Și hai, pa. Da, cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne lăsați părerea în comentarii, să ne dați și nouă un like, bineînțeles, dacă v-a plăcut acest vlog și pe data viitoare. Vă pupăcim! Pa!